adică, în continuu, dați drumul la minciul în Nu, spune-le! Edi Iordănescu. Avem patru, de patru ore am pierdut. Nu mai avem... Mai vreți să promovăm sau nu, pe bune? Fără vreodată. Iar aplicăm pe locul 11, iar, pe 10-11, iar. Pe bun. Nu așa să cazul. Hai, vă rog frumos, meciul de toată. Jucăm degeaba, să moră, dăm bani degeaba. Nu, pe bune. Sau vreți așa să venim degeaba, să aruncăm? Mai așa mi-a dat mie, că vă cânt eu melodie. Ia, zic eu. Hai, da? Nu mai pot fi serios. Deci ce vrea să spună el este următorul lucru. Dacă ei sar, voi săriți mai sus. Dacă ei bag alunecare, voi băgați o alunecare și mai tare. Cum a zis Edi Iordănescu? Cam așa vrea să vă zică. Da, bravo, oricum. Vorbește calm, vorbește frumos. Sunt foarte voi, calm. Da, acum da. Pe teren, nu știu ce să zic. Victor. Hello. How are you? I'm Neil Lennon. Neil Lennon. Nice to meet you. How are you, Lennon? How are you, Lennon? Are you good? How are fine? You now you have to learn English. Vorbiți cum să te? Speak English. Yeah. Stăm bine, stăm bine. Yeah. Cu băieții aici am avut meci, că ei sunt voluntari. Am venit să ne bucurăm un pic de fotbal. Am venit să promovăm programul, să promovăm clubul. Voluntarii Rapidului. Avem și un sponsor care ne ajută. Merită toate felicitările pentru ceea ce fac acolo la Rapid. Să știi că chiar merită, pentru că cu siguranță. Vin benevol, nu așteaptă absolut nimic în schimb. Le face plăcere să ajute Rapidul, se distrează, toată lumea este câștigată, eu le mulțumesc. Spune-mi acum, trebuie să faceți cumva, să fluturați steagurile în engleză, glumesc. Nu știu, cum ți se pare, cum li se pare, cum vi se pare venirea, așa, vă întreb la general. Da? Ia fii atent, vino așa, că văd că el e vocal, așa, scuzați-mă. Da, o să... De la Victorii Capu. Da? Dar el e primul. Dar cineți-mi de Nile. Nu pot să... Nu. Eu sunt cu Madi și Mudică. Eu îl susțin pe Madi și Mudică. Mai bun e la cază. Ia fii atent. El îl susține pe Marius Șumudică, bun. După cum vezi, noi promovăm diversitatea ca opinie și mai departe. Păi, normal, însă, ca fiecare opinie. Însă ce părere am eu personal, da? Dacă se mă întreb pe mine ca suporter înainte de a de angajat, este că, în primul rând, clubul are nevoie de o perspectivă nouă, de o energie nouă și noi credem că Neil Lennon este omul potrivit să aducă acel zgomot britanic în Giulești, capabil să adune... Acum fie vorba între noi, nu mai aveți nevoie, că zgomotul e destul de puternic, adică dacă... Este, Giuleștiul este un stadion cu mult zgomot, însă aveam nevoie cumva de acel dirijor, de acel solist, de acel personaj capabil să ne facă să zguduim și mai mult. Iar eu personal, ca suporter, am mare încredere în Neil și mai ales de atât am mare încredere în Daniel Sandu, pentru că Daniel Sandu este cumva arhitectul acestei noi energii. Bravo! Bun discurs, dar vreau să vorbesc și cu marcatorul. Hai să vorbim cu marcatorul. Să mă așez și eu aici. Ia zi-mi și mie de Neil Lennon, că lăsăm să nu ne audă dacă e ce. De Neil Lennon. Eu am mare încredere în viitorul, adică în actuala antrenor, că într-adevăr va duce echipa exact unde ar trebui. Este nevoie de experiența lui. Îl consider din ce l-am studiat și eu, un om extrem de ambițios. În momentul în care își punem în gând un obiectiv, cu siguranță că va face tot posibilul să închege echipa ca să ducă la acel obiectiv sau mai multe obiective să și le îndeplinească. Fii atent, te întreb acum. În acest play-off, pe o scară de la 1 la 10, 1 fiind, nu știu, dezamăgirea, cât de mare e? De la 1 fiind nu prea mare dezamăgire, 10 fiind cea mai mare dezamăgire, acest play-off pentru tine cu Rapidul, care a reușit să învingă la final FCSB. Cu siguranță că e o dezamăgire pentru toată lumea, nu numai pentru mine. Nu, nu prea aș vrea să mă pronunț de la 1 la 10, dar cu siguranță că este o dezamăgire.
toată lumea a sperat să, na, să avem, chiar să câștigăm campionatul. La un moment dat toată lumea zic, se credea că nu vom putea câștiga campionatul. La un moment dat am zis, ok, măcar prindem o cupă europeană. Se pare că nici măcar această cupă europeană n-am putut să o prindem, dar eu totuși vreau să privesc înainte, să lăsăm trecutul, chiar dacă cumva ne supără, ne doare, dar să privim, să privim înainte și eu sunt absolut convins că cel puțin 3 sezoane de acum încolo vor fi ale noastre. Frumos, îmi place cum vorbește băiatul ăsta, cred că ar trebui să-i dați ceva post pe acolo, că aveți locuri. Bravo, felicitări, bravo, bravo băieți, faceți o treabă foarte frumoasă, numai bine. Mulțumim frumos și foarte, foarte mișto ce faci pe aici, adică să știi să am opinii. Să știi că asta e spiritul fotbalului și ce au făcut băieții de la Victorica mi se pare senzațional. Adică au strâns o comunitate în jurul fotbalului, chiar e mișto. Chiar e mișto și mă uit de fiecare dată, cred că te uiți și tu, mese pline, oameni care socializează până la urmă despre asta. Imaginează că băieții sunt voluntari, au zis hai să alegem și noi, să jucăm și noi fotbal, să ieșim cumva. După meci ne strângem, bem o apă, adică nici măcar nu consumăm bere. Puteți, că la efort... Și deși, uite, sunt băieți care consumă bere. Dar ne face foarte mare plăcere să stăm aici. Cred că despre asta e vorba, fotbalul. Da? De oameni care se strâng în jurul fotbalului și stau și se distrează. De atât. Baftă mult! Nu, că-mi place să mă uit la tine așa cum te încălzești. Că trebuie să fiu în formă astăzi. Noi ne numim capitanul Morgan. Este un nume sugestiv, pentru că noi suntem drojdieri. Da. O mare parte dintre noi suntem aici ca să scăpăm de nevestele de iubite. Nu contează ce facem, important e că facem mișcare și scăpăm de acasă. Mă interesează, beți genul ăsta după? După nu prea merge să bei genul ăsta, merge câte o bericică așa. Asta e de fapt, dar înainte, cu o zi de meci, că înaintea meciului nu merge, că spun băieții de etilotestul, merge să bagi o jumică. Am auzit că tu ți se spune într-un fel la echipă. Da, eu sunt Elias Haralambus și Tavu, colegul meu care nu joacă, este Pintili. Da? Da, păi eu sunt un fel de manager jucător, știi? Am înțeles. Da. Cum o duce sezonul? Este un început mai greuț, că ne-am murnit mai greu. Mulți dintre noi n-au mai jucat fotbal din 75. Da, suntem acolo la jumătatea clasamentului. Suntem bine. Avem șanse de promovare, dar nu vrem. Bun, mă gândesc că... Clar, dacă spui Elias Haralambus, spui FCSB, deci tu ții cu FCSB-ul. Cât da, da, sunt FCSB-ist, da. Convins. Cum a fost pentru tine anul ăsta când s-a luat titlul, tot momentul acela? Anul ăsta a fost magic pentru mine. Uite că am descoperit în ultimul timp că am foarte mulți prieteni rapidiști. Da. Au răsărit așa ca ciupercile, nu știu cum de une, hopa, toți sunt rapidiști. De la femei până la bărbați. Da. Și noi am rămas așa câțiva, bine, suntem FCSB-și mulți, dar a fost așteptarea după 9 ani de zile să te bucuri de la noua la pas, adică ne așteptam să luăm, nu mai exista niciun dubiu. Dar orice se poate întâmpla în fotbal. Dar fii atent, un alt moment important al acestui an este clar, sau cel mai important moment este clar, participarea României la turneul final. Ia zi-mi tu, cum vezi situația în grupa noastră? E cu duș întors. Cred că avem o echipă națională, mi-e place foarte mult Teddy Ordănescu. Am spus-o de când l-au pus la cârma naționalei, mulți îl contestau că nu are experiență, că nu are nu știu ce. Mă, stați puțin, că omul știe fotbal. Omul se trebuie, se documentează. A făcut un grup unit. Asta e foarte mișto, că noi nu putem compara ca și individualități cu forțele mari ale Europei sau ale lumii. Da, avem un grup unit și de foarte multe ori munca bate talentul. Deci sunt șanse să ieșim din grupa, mai ales că se califică 3 mai departe. E posibil să fim favoriți cu Slovacia, să luăm 3 puncte. Dacă mai mușcăm un punct și cu Ucraina sau cu Belgia, cumva cu un meci ăsta foarte bun, putem să ieșim. Oricum, mai avem un meci cu Ucraina, mă duc. Acum am vorbit așa mai serios, dar vreau să văd cum sunteți acolo, pe verde. Pe verde este foarte bine, galben cu verde tot timpul merge. Da, da, dacă pui și un albastru, suntem exact. Dar care e prima de joc azi? Nu știu, se joacă pe prime în general. Da, prima de joc este un platou cu mici cărnați și piept de pui și cartofi prăjiți aici în spate. Da, da. La pub aici? Păi da, noi de asta ieșim. Jucăm ca să mâncăm după aia platou și bericile, adică nu e de altceva. Exact. Dacă vrei să vezi niște morse pe nisip, nu, ieșite din apă, eu și colegii mei, câțiva dintre ei, unii mai știu. Da? Da, da. Eu abia aștept să-l văd pe Haralambus cum e acolo. Vezi că e titular astăzi. Da? Mă duc la încălzire. Da?